Cătă, felicitări. Ai revenit cu noroc. A fost un meci fantastic. Am tremurat puțin la 1-1, apoi a fost acel 1-2 pentru câteva secunde. Am tremurat, însă totul e bine când se termină cu bine. Cum ai trăit această victorie din teren? Mulțumesc frumos. Da, sunt foarte fericit să fiu din nou pe teren. Cred că a fost un meci foarte bun pentru noi. Cred că am arătat că suntem o echipă foarte bună și că putem să ne batem la titlul în sezonul ăsta. Băieții au făcut un meci extraordinar și, cum am spus, suntem foarte fericiți cu cele 3 puncte. Cum ai trăit momentul ăla în care au marcat ei golul 2 pentru câteva secunde? Am tremurat așa. Da, am tremurat, am avut puține emoții, dar după pauză cred că am intrat foarte bine, am arătat că suntem o echipă extraordinară, că suntem o familie și cred că am făcut o repriză foarte bună, a doua repriză. Parcă acel gol anulat ne-a dat aripi, să spunem așa. Am avut în repriza a doua foarte multe ocazii, cel puțin la 2-1 puteam să închidem jocul mai repede. Ce v-a spus mister la pauză? Nu știu, mă încălzeam la pauză, dar cred că l-a spus să intrăm agresiv, să jucăm ofensiv, să facem jocul nostru și cred că am reușit în seara asta. Cum a fost perioada asta pentru tine? Probabil că ai suferit pe bancă, însă a venit și momentul tău. O perioadă dificilă, dar nu orice fotbalist când e pe bancă e supărat. Așa am fost și eu, dar am continuat să mă antrenez. Am dat totul în fiecare zi la antrenament și cred că s-a văzut în seara asta. Îmi doresc să joc mai mult și sper că voi juca. Urmează 2 meciuri în doar câteva zile, ai șansa de a evolua și mai mult. Cum vezi aceste partide? Urmează meciul din cupă, ne punem mari speranțe în cupă și apoi meciul de la Sibiu. Da, cum am spus la începutul sezonului, ne dorim să câștigăm Cupa României, e un meci foarte important pentru noi și pentru fanii noștri care au fost extraordinari și în seara asta și le mulțumim că au fost alături de noi și îi așteptăm la Botoșani să fie alături de noi.